Era doar să reacționez la funny moments-uri? Ce să mai? Salutare, dragi tovară, și bine ați dat click la un nou video. Hai să mai reacționez niște funny moments-uri, să văd ce mi-a mai trimis lumea. N-am mai reacționat de mult că n-ați mai făcut, puturoșilor. Bine, nici nu prea aveți ce chestii funny să găsiți la mine, dar asta e altă parte. Hai să vedem primul funny moment. Videoclipul nu este disponibil. Mersi. Am început bine. Bun, atunci, al doilea funny moment. Și ăsta să fie un jumpscare. Dacă băgam aici. Paste. Fuck, trebuie să dau paste and go. Hai să vedem ce avem noi aici. Că măcar am placat. Ok, de la Slap Entertainment. Ăsta da nume. Cred că e fan cu Davey 504. What's up? Slappers. Ia să dăm play. Asta care se chinuie toată săraca. Ok, dar... Cam Far Cry 5 vremuri. Wait a minute! Au luat. Ce jucam aici? Call of Duty jucam. Idul în casa vloggerului Ilie. Ce stai, că n-am fost atent. Dar nu știu de ce este așa aici. Cred că de la acum a descărcat video. Idul în casa vloggerului Ilie Bivol, care a isterizat internetul, a fost Aoleu, în cum 15 a minute. Mă, după ăsta, așa? Îmi place, tipul stă pe live-uri și ia momente pe live. Îmi place chestia asta. Bun, revenind, că a zis de faza aia cu Ilie. Foarte, deci apreciez. Omul n-a uitat ce mizerii face, a făcut Ilie. Apreciez că e moment luat de pe live și nu a căutat vreun video mai popular care s-a făcut intenționat o chestie mai amuzantă. Aștepta să fac eu un fail pe live. Oricum ăsta este mimul anului momentan, deci până acum ăsta e cel mai amuzant mim. Nu și cel mai popular, cel mai popular e guvidul ăsta care pe care, ce nu ne lasă să ieșim din casă. Zona așa, Africa de Nord. Mamă, aveam vechiul microfon, un microfon stecat și în el. Ce vechiul microfon? Vechile căști, niște căști la 13 lei. Ne-am trezit. Se pare că suntem singurul supraviețuitor. Mâncat! Wow! Oh my... Da, deci ne-a dat aici cu Cloud, cum... cu norișorul ăsta, cu Claudiu al nostru. Exact cum e jocul, mod normal, cu negrul ăla care... parcă avea mâinile rupte, nu mai știu ce avea. Go, bitch! Dai, go, fuck up, fuck up, fuck up. Vechiul meu intro. De fapt, chiar primul meu intro. Ce vremuri. Aveam vreo 30 de abonați când îl foloseam. La fel de mult activ ca acum. What the fuck? Deci că asta ar fi și reacția mea dacă aș vedea pe altul că folosește un asemenea intro în 2020. Bine, era cancer să folosești asemenea intro și în 2015 atunci. Cel mai blană vlog după cel de la București. Vă recomand, când am fost în Las Fierbinț cu fratele Bob. Ce a făcut un fierbinț acolo la Bobiță? Mi-e frică sombrul ăia. Tare mai că cine știu, fi vreun proiect în al doilea război mondial ce n-a bubuit încă. Tare mai că-mi dai rape. Că dau așa un pic pământul de... Mă așteptam la ei rape, sincer. Nu vă știu eu, pe voi. Eram în apă. Alo, aoleu, cum... Uitați-vă în ce hal arătam la 18 ani. Nici floși pe față n-aveam, aveam un pic de cioc. Bă, urâtule. Deci atât de schilod eram în perioada asta. Păi nici acum nu sunt solid, dar măcar am făcut și o burtă, am făcut și țâțel, acum am îngrășat. Nu știu, dar urât eram în perioada asta, nu-mi plăcea cum arătam. Mai bine dracule că arăt acum taliban cu mustața asta de gabor. Hello, how are you? I am under the water. Sau a indian, mă rog. Mai departe un pic. Mamă, ce hal arătam. Sigur sunt eu ăla. Ce diferență. Așa, mamă, ce mi-intră blitzul ăla în ochi. Cred că o să orbesc pe clipul ăsta. Te orbi, n-am orbit, dar mi-a ieșit tulciorul ăsta. Iar mi s-a deconectat. Din alea, bățuri, din alea, cazma... Cu sape, cu cazmale a venit peste noi. Cam așa a fost și Paștele la români. Exact cum în cazul ăsta. A venit cu sape, cu cazmale. Ați văzut clipul ăla ce l-am postat. Alalte. Male!
Așa arată un gras viitor obez. Ăsta e cel mai blând vlog al meu. Ce zici, mă? Bă, ce... Asta e random, Dana, am înțeles. Salutare, dragi tovarăși. Bună seara. Ce dracu? Asta a fost foarte random. Joc mai mic în cerințe, care făcut fix pe ultimul sau penultimul videoclip pe care l-am făcut. Vă recomand să vă uitați la clipul ăsta. Top 5 jocuri de jucat în carantină. Rulează pe orice cazan. La propriul cazan, da? De țuică. Mamă, Cristian Simeonică. Eu vă propun o lume mai bună. Ah, câte amintiri cu melodia asta. Sau moșul pedofil cu mâna linta un prieten. Pe să omori teroriști și carcalaci din rețeaua de metrouri a Moscovei. În acest joc, cazi cu avionul. Just another day in Russia. Bine, nu știu dacă era Rusia acolo, dar cum am spus, cazi cu avionul. N-am spus și că e neapărat să și supraviețuiești. The Forest. Sau mergea asta să cadă un avion în Ferentari. Era cam același lucru cu canibalii ăia. Sau în orice stat din România în perioada asta de Paști. Așa că am CS1 și așa aici. Nu știu, îmi place că unele sunt foarte random. Și chiar sunt un pic amuzante așa random. Chiar că n-au sens. Salutare, dragi tovarăși. Dar am făcut finalul la GTA 3. Mamă, ce vremuri, 2016, un an bun. Hei, salut, ce faci? Locul 2 avem bătrânul Minecraft. Un joc care teoretic se termină când bați dragonul. Între timp. Lasă câinele în pace. O lăsa cu sine bunul. Cine te-a lăsat cu sine? Că-l crăp acum. O vedeu când îl crapă pe ăla. Ce o să fie? Te bate Gogu, ce urmează? Aaaa, Bruce Lee de Braila sau de dracu ăsta. Când eram mic, chiar am făcut karate. Și tot ce am învățat a fost să număr până la 10. Cred că la fel ca tipul ăsta mă băteam. Maxim două picioare într-un perete am apucat să dau și m-am lăsat. The end. Apreciez că folosește tablurile astea cancer pe care le mai pun uneori. Cică, look up. Hai să... Clipul ăsta printre cele mai populare clipuri ale mele, deși am muncit... Nu știu, munca depusă a fost cea mai puțină muncă posibilă. Doar am filmat Google Translate-ul și am filmat un cadru cu telefonul și atâta. Ca idee, faci vlog în care călătorești până în ținuturi în care îți faci mașina praf. Uite, 2000 de oameni. Faci un clip în care stai pe Google Translate, că ai văzut la câțiva străini și... Au făcut și câțiva români, s-a apărut clipuri recomandate, explodezi. Bă, asta e logica YouTube-ului. Trebuie să mai fac clipuri de genul, ca să te prind. Să vedem, oare ne apare ceva pe tavan sau nu? Sunteți gata? Blup, 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 ăla e un tablou, nu-l băgați. Mă aștept să-mi dea un jumpscare sau un... Ați văzut ce pus de pe aici n-aveam? Ce credeți? Pe tavan era Nicu de la Căzănești? Ador Google Translate-ul ăsta, știi să facă vocea. STI. Dar unde era? Că nu l-am văzut. Oh my god, Nicu de la Căzănești e tata lui Ovidiu 555, geama lui secret al lui Ovidiu 666, asta înseamnă doar... Nu. De ce m-ai desconspirat? De ce? Trebuia să rămână secretă asta. Planul meu de cucerire a lumii s-a dus dracu. O să aflați acum așa antidotul de la COVID-19. Băgamiaș, m-ați deconspirat, pramatiilor. Dar un lucru. Ovidiu 666... Nu, a fost deconspirat, adică mi-a lăsat atâta
părul lung degeaba? Bine, adevărul e că să recunoaștem, sunt și manelici cu părul lung. O să la poliția muzicii că era o manea cu unul care cânta la chitară, bază de conspirat. Eu eram ăla care cânta la chitară, doar că... este că asta e o perucă. Nici eu nu știu ce zic. 6 e manelist. Și hai să vă zic o chestie culmea. Căzănește la vreo 8 km de mine. Și am trecut pe acolo, dar nu l-am văzut pânicul. Dar în schimb am văzut niște daci. Poate găseam și ATV-ul sau motoreta lui. Când i-am dat iarăi pe ăla, Rafael a fost prea blană chestia aia. M-a costat... ce dracu m-a costat, nici nu știu. 4 euro, 20 de lei clipul ăsta să-l fac. Măcar mi-a adus aburați pe spatele lui. Și frustrația mare că a văzut și el clipul. Și două live-uri mai târziu face... bă, am văzut un video cu un băiețaș care era bucuros că mi-a donat 2 urași. Bă, și cu ce poftă râdea copilul ăla? De ce de mine că-s copil, deși am barba, mă rog, practic ciocul mai lung ca barba lui. Dar, într-adevăr, pot să zic că copilul că e mai mare ca mine, Rafael, cu vreo 4 ani. Așa, dacă eu-s copilele boșoroc, tataie, nu mai vota cu PSD. Frumusețea mare că i-am arătat cuiva clipul, i-l-am dat și a avut impresia că eu eram cu el pe Discord sau ceva de genul. Nu, că asta e râsul meu. De ce asta e râsul meu? Râsul meu e un mim. Deci nimeni nu râde ca mine. Un râs mai... mimastic? Mai mimabil? Nici nu știu cum să zic. Un râs mai... demn de mimuri nu există. Deci la bătrânețe așa o să râd. O să mai am vreo 2 dinți în gură de la cât spir beau. Vedeți, ăsta are și părul lung. Mustață de gabor ca mine. Așa o să râd și la bătrânețe. Nu încep să limit pe ăsta dacă o să rămân fără abonați. Aoleu, bă! Atât de dubioase mi se par clipurile cu... nu neapărat cu mâncătorul ăsta de lilieci. Dar mi se pare de căcat clipurile cu oameni care mănâncă, adică înțeleg. Faci live, faci un video, ți se usucă gura. Bai o gură de apă, dar să faci clipuri care mănânci, se pare așa căcăcios. Să-mi bag. Nu, ăsta sunt eu peste câțiva ani, probabil o să mi se rupă părul că o să fiu prea gras și abanam tot calciul, se duce în oase să-mi sus... oasele din picioare să-mi susțină greutate, deși eu nu prea merg. O să-mi cadă părul, o să-l mai puține lung. O să mă îngraș în halul cum e chinezul ăsta. Ustață tot tare. Mere. Ăsta o să fiu eu. La cât de tare mă îngraș. Numai că o să fac așa când văd un chiortă și colați. Sfârșit. Astea au fost? Cred că astea au fost. Da, astea au fost. Bă, nu au fost cele mai wow. Funny momentul trecut a fost cel mai abuzant pentru că au fost mult mai mulți și a fost content diferit, dar a fost bun. Oricum, poate cu ocazia asta dăm din nou drumul la seria asta de react. La ce dracu râgâi. Măcar acum poate asta este butonul de start să dăm drumul din nou la seria de funny moments-uri. Oricum, ceea ce apreciez foarte mult la tipul ăsta este că a stat pe live-uri, a luat faze, deci chestia asta mi s-a părut genială. În loc să stea să caute foarte multe clipuri vechi, a folosit și momente de pe live-uri, dovadă că tipul este activ pe canal. Îmi place chestia asta, așa că activați notificările, intrați pe serverul de Discord, că acolo se postează automat, se dă notificare automat când fac live. Și fiți pe fază pentru cine mai vrea să-mi facă funny moments-uri, câștigați la finalul clipului o promovare, ca să zic așa. Și da, cam atât. Oricum, mulțumesc lui Slap Entertainment, sigur e fan Davey 504, Slappers. Și cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Stați dracu în casă, nu faceți ca bombardierii că vă luați bătaie de la bascați. Hai, ciao les tuturor!